Tenisul românesc se află într-un moment foarte bun. Această imagine favorabilă se datorează în cea mai mare măsură reprezentantelor sexului frumos. Băieții au rămas datori, dar motivele sunt clare. Categoric, noi aveam, întotdeauna am avut băieți buni la nivelul junioratului, după care am avut o mică problemă. Și asta aproape din cauza turneilor și din cauza că la băieții este extrem de greu să ajungi acolo sus. Mult mai greu decât la fete. Așa că încercăm să ajutăm și băieții, nu? Numai fetele. Simona Halep și colegele sale ar avea nevoie de o arenă în aer liber de nivel european. Deocamdată acest lucru este doar un vis. Da, ar merita. Văd că tenisul este mult mai mult decât fotbalul, dar tenisul nu aduce atât de mulți bani ca și fotbalul și nu e atât de popular în România, așa că las conducerea să decide ce e mai important pentru România. Nu. Eu nu pot să fac absolut nimic în sensul ăsta, ci pot să organizez aceste mici turnee. De fapt, nu sunt mici, dar sunt turnee care chiar este pe copiii noștri. Galațiul are o arenă de nivel european. Aceasta este Viva, locul unde sportul alb este cu adevărat rege.